La prima lor apariție în fața presei, după schimbările de la vârful filialei PNL, cei doi copreședinți ai organizației județene au fost întrebați ce statut politic mai are George Scutaru, după ce ex-consilierul prezidențial și fostul parlamentar de Buzău a intrat în atenția DNA, într-un dosar de finanțare a campaniei electorale din mită. Avocatul Dorin Bădulescu, lider al vechilor liberali, a precizat că la partid nu s-a înregistrat nicio demisie din partea lui Scutaru. Drept urmare, din punct de vedere legal, fostul președinte al PNL Buzău este încă membru al formațiunii. Nu am avut nicio legătură până la momentul ăsta sau vreo convorbire legat de calitatea de membru sau... Dar în orice caz, la organizația județeană, noi suntem în refacere la acestor adeziuni ale membrilor, atât membrii foști PNL cât și PDL. Nu am înregistrat nicio demisie, astfel că logica spune că încă domnul Scutaru este membru al Partidului Național Liberal. După ce au apărut problemele cu dosarul de corupție, Scutaru pare să nu mai dorească să stea de vorbă cu vechii parteneri politici. Cel puțin așa susține deputatul Cezar Preda. Eu nu am vorbit cu domnia sa deloc, nu a putut fi contactat. Să știți că fiecare din noi am încercat să-i dăm un telefon, să vedem, pe de o parte, să aflăm și noi. Eu n-am putut să iau legătura cu domnia sa din momentul în care a plecat. George Scutaru a fost lider al PNL Buzău până anul trecut. În toamnă a fost selectat în echipa de consilieri prezidențiali ai lui Klaus Iohannis, renunțând la calitatea de deputat. La sfârșitul lunii martie își depunea demisia de la Cotroceni pentru ca la scurt timp să fie chemat la DNA, unde i s-a adus la cunoștință că este cercetat sub control judiciar pentru complicitate la luare de mită și spălare de bani. Scutaru este acuzat că în campaniile electorale pentru alegerile locale și generale din 2008 ar fi folosit bani din mită, mai precis 170.000 de euro, sumă ce a fost acordată de Cristi Bugiu dintr-o mită de 700.000 de euro primită pentru ca fostul prefect să urgenteze punerea în posesia unui teren de 15 hectare din municipiul Buzău.